Bună ziua! De
De vânzare ce căprița? De vânzare, de vânzare. Și cât ce armata pe dânsa? 2300 ani. Bă, da ce de bani, dar ce știe capra să facă? E multe, multe. O să o întreb și eu. Poți nepoate. Capro, cartaboș, mănânci. Capro, cozonac, mănânci. Capro, vin, bei. Bă, da, prosam sar mai ești, bă. Întreabă-și tu ce mănâncă o capră, nu ce mănâncă un om. A, asta era. Capro, fân, mănânci. Capro, iarbă, mănânci. Capro, apă, bei. Văd că de mâncat mănâncă, de beut bea. Da, lapte, dă. Păi cum să nu? Bagă mâna între picioare ca să vezi ce pulp are. Wow, mă împunge, ce să-i fac? Asta e capră, ori e țapă? E capră, mă, nu vezi bine? Stai să se învețe cu tine. Păr, păr, păr și na, na, na. Până pui mâna pe ea, poate așa s-o învăța. Văd că e ascultătoare. O să merg pe ea călare. Nu știu, nepoate, eu n-am mai o să călărim capre. Tu poți să o încerci. Saca! O cu tata. Saca! Saca! O cu tata. Ce bă, am călărit eu la viața mea cai și nu pot să călăresc cu amortă de capră. Aoleo, nenorocitule, ce ai făcut? Mi-ai omorât căprița. Să vină un doctor, doctore. Bună ziua, ce-a căpris? Ce-a găsit căprița dumneavoastră? Mi-a omorât-o nenorocit ăsta de sfansoar. Păi ceva, doctore, dacă moare capra mea asta și pielea de pe mine. Pune aici, vă țin să tare, că de nu capra îți moare. Păi să o consultăm puțin. O avea coarnele rupte? Nu le are. O avea mațele încurcate? Nu le are. Gâtul-i bun, coarnele-s bune și pe picioare se ține. O așa capră frumoasă merită ținută în casă. A, asta e cap în răvașă. Ce-a capușa? Nu merită ținută în casă. Ce-a capușa? Dacă îi dai o țoală bună, ce-a capușa? Ce-o rupe într-o săptămână. Ce-a capușa? Ia-ți, domnule, capră, nu știu mai iau. Ia-o, domnule, ai văzut, are lapte, capră frumoasă, de lasă. Nu mai iau, domnule, că îmi punge. Așa e la început, până te înveți cu ea. Nu mai iau, domnule, iau acasă. Atunci, tot dau și degeaba, nu mai să mă scăp de ea. A, așa o iau. Și de-aia vă rog, băieri mari, să umblați la Crăițani, să-mi dați domnia voastră, să-i cumpără țoala leasă, să-i cumpăr niște obele, niște opiși cu curele, că de îngheață și de moare, voi muri și eu de foame. Dă-te Dumnezeu un soare, se sculă capra în picioare, se frica doctorului, ori de dragul moșului. Joacă moșul și baba, că s-o ridică capra. Joacă moșul și baba, că s-o ridică capra. Hai da, hai da, boier mare, aruncați cu Crăița, noi să vă stropim cu grâu și cu apă.
geam busuioc, hai dador cu Domnul bun, Dumnezeu vă dă noroc, hai dador cu Domnul bun. Noi umblăm și colindăm, hai dador cu Domnul bun, și pe Domnul vi-l lăsăm. Îl lăsăm din casă în casă, hai da dor cu Domnul bun, și-n suflet la dumneavoastră. Puneți la geam busuioc și creangă verde de brad, Dumnezeu vă dă noroc, binele vă stă pe prag. Puneți la geam busuioc și creangă verde de brad, binele vă stă pe prag, că ne-ați primit cu mult drag. La marginea satului zâure el zor de zi, sub cetina bradului zâure el zor de zi. Se ivesc colindători, pleacă satul noi urât, și mai mari și mititei vin în sat de pițărâi. Se opresc din casă în casă zâure el zor de zi, și la toți pe Domnul lasă zâure el zor de zi. Ei vestesc cu glas duios, astăzi s-a născut Hristos, în sălașul lui Crăciun s-a născut Domnul cel bun. Lasă-ne cază în casă, zâure el zor de zi, ca afară plouă și varsă, zâure el zor de zi. Ne-o înghețat opincile, ne sunt de hainele, clopoțelul nu mai sună, dai stai goală, gază bună. Florile de albe, dar parcă nu-s turturele.
acest pământ, nașterea Domnului Sfânt. Să trăiești, boierule, florile de albe, să plătești colinde. Thank you.
Păi nu s-ar fi făcut ea de râs în sat? Păi să fi venit noi, să fi strigat la poarta ei și ea să nu fie? Păi să trecem așa, ca pe la o omoară părăsită. S-a făcut de râsul satului. Așa este. Cum să nu ies, mă, fetelor? A trecut vreun an să nu ies eu la voi. Și apoi m-am pregătit, v-am așteptat, dar voi ce mi-urați? Când ne-ai auzit, cred că nici nu o să ne mai dai drumul. Păi vreau da, să vă aud atunci. Bună seara, oameni buni! Bună seara, oameni buni! Azi în seara de ajun, azi în seara de ajun, am venit în casa voastră, am venit în casa voastră, să primiți urarea noastră, să primiți urarea noastră. Noi vă urăm cu glas tare, noi vă urăm cu glas tare, voi să ne cinstiți cu sare, voi să ne cinstiți cu sare, noi să dacă ai ceva de dat, că uite și tu, înghețare de frig, de-a vii mai
mai cântă, săracele? Ne e foame. Uite, acuș. Mario, adu foșul ăla încoace, că uite, ne înghețară colindătorii de frig. Vine acum. Ia, uite, Petru, cu ăla ce e saburi din ei. Mă, da, mă, uite așa la voi. Numai fete aveți în grupul ăsta? Păi, stai să spun, anul ăsta... Noi avem băieți, destui, dar i-am păcălit. Îi trimesărăm pe ulița ilaltă, din capul toată la alta. Satul unde scâni mai mult. Aha. Și mai răi. A, păi bine le fă curăță atunci. Dar vreau să vă întreb eu așa, că mă uit așa la voi, nu prea vă cunosc, că am crescut, nu prea știu ale cui sunteți. Păi eu sunt nepoata lui Petrica Ioanii de pe Valea Mare, mai la vală țără de moara cu butoaie. Iauzi. Și eu sunt nepoata lui Calaie de pe deal de pe lângă biserică. Și eu sunt soră cu ea. A, păi tu nici nu mai trebuia să mai spui, că să vede de la cu ochiul liber, da. A, păi eu sunt fata lui Ion, ginele lui Ciurică. Aha, da, de pe Valea Mică, nu? Da, de da. Valea Mică, da, din coastă, de acolo. Da, aduce da, aminte. Mi-aduc aminte, cum păi, da, eu... uite, până vin fetele și primesc... ceaia ce-i de dat și iar așa o să mai cânte și mai târziu, că de la o casă care ne primește așa nu putem pleca oricum, o să încerc și eu să cânt. Abia așteptăm să vă ascultăm. Ochii noștri văd vinui, domn, domn să-nălățăm, iar e ziua de Crăciun, domn, domn, să-nălțăm, daruri multe se-mpart, domn, domn, să-nălțăm, la sărac și la bogat, domn, domn, să-nălțăm, ochii noștri văd minuni, ochii noștri văd minuni. Hai, dă-mi iubescurea, că s-ai venit prima la poartă. E, ai venit tu prima la poartă, dar hai să facem cum se face după obiceiul satului. Uite, ia tu prescurea asta. Și cu colacul aceea acolo mare așa. Colacul ăsta e colacul lui Dumnezeu și vi-l dau și când ați ajunge în capul uliță, îl împărțiți toate și mâncați fiecare din el, pentru că se spune că o să fiți ferite de năgazuri tot anul și o să fiți și fericite. E, păi atunci trebuie și strigat. Și strigat și jucat ca să aibă leac. Așa este. Păi știi ceva? Să trăiești că ne cinstești. Doamne ajută! Să ai spor în casă și copii frumoși la masă. Doamne ajută! Norocul să-ți intre în tindă, binele să stea în grindă. Doamne ajută! Noaptea asta-i sfântă, cerul-i plin cu lună, pământul se deschide, primim veste bună, am colindă de alun. Și-am să bat cu ea în drum. Vreau ca tot omul să știe ce bucurie o să fie. Vine!
Făcut. Ia vino tu aici, că tu ești curată, de Dumnezeu binecuvântată. Hai să facem noi aici, așa, să vezi, sugerim mai târziu de fetele astea mari. Ia, dă-mi tu ce vrei. Ne trebuie și o cutie de chibrituri. O a fost funcoș, funcoș. Da, da. Da. Așa, o cutie de chibrituri. Doamna, sau mă zic? Fără doamnă. Așa, deci, da? Fără doamnă. Ia uite, Miruna, fetele nu ne aud, nu te uita la mine, nu, vă leg la ochi, dacă, deci nu vă uitați, da? Hai, ochi. Ia, uitați-vă toată lumea în spate, acolo, da? Așa. Așa, dăm tu de aici, așa, dăm mâna asta de aici, hai. Stai puțin. Să vedem eu ce fac fetele astea ale noastre. Se mărită, nu se mărită. Părinte, ești prima. Asta vă grăbiți, nu l-a măritat, da? Da, da. Voi n-ați mai lăsat colindele de la Crăciun, le-ați luat cu voi, nu? Păi să știam că... Doamne, trage cu ochi! Trage cu ochiul! Trage cu ochiul! E hoță, nu? Da, nu-i nimic, lasă că noi schimbăm! Ce facem aici, dacă ea e așa de șmecheră? Păi da, nu? Ia un pieptăn, are cineva? Un pieptăn? Are cineva un pieptăn? Nu? Așa, așa, stai așa, cred. Păi. Așa. Nu, asta nu. Bagă asta la tine în trăistuță. Lăsăm și astea. Așa. Putem să ne uităm. Nu. Nu, nu, nu. Lasă că vedem noi acum, știu eu ce zic. Cum nici micuța nu știe despre ce e vorba, puteți să vă uitați acum. Deci nu e nicio problemă, da? După cum vedeți, avem 9 străchini. Sub fiecare e ceva. O să vedem ursitul fiecăruia. Cum este, ce este, cât e de frumos, cât e de pocit. Dar o să vedem din ce familie se trage, din ce neam. O să vedem acum. Da? Zi-mi tu un număr de la 1 până la 9.
zi tu un număr. 6. 6, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Și acum, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci, tu e 6, da? Aici, da? Bun, ia să vezi. Ridică tu, singură, strachina, și să ne uităm ce este. Ia, uite-i dreptat! Și o să ai grijă, ca să știi și tu că ăsta când l-ai supăra, o să scapere, o să iasă foc pe nări. Să știi, deci așa o să fie ursitul tău. Ține bine, deci ia strachina cu băț de chibrit cu tot. Asta înseamnă, sigur că da. Mai zi un alt număr. Deci, să țineți minte, da? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum ai cu locul numărătoare de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Care este? Care am zis că e 7-le? Hai, vino tu, ridică singura. Hai. Tu, ai de la măr. Ai trei din gemeni. Al tău e din gemeni. Să știi și tu, când o fi ursitul tău, deci o să mai aibă un frate sau o soră geamănă. Da. Știi ceva? Și așa ai spus tu că ești de aproape de la moarea cu butoaie. Cred că a fost rău cum o tălăciutura mării. Așa că ai grijă, da? Deci, așa, să ții minte. Zim un alt număr, hai. 3. 3, da? 1, 2, 3. Acum de acolo. 1, 2, 3. Hai, ridică tu singur. Hai. Mă, al tău să știi și tu că o să fie gras ca dovletele. Așa o să fie. Dar știi ceva? O să fie și dulce. O să fie dulce. Că știți voi că e vorba aia. Cum și roșu în obraj. Ia uite cât ești de roșie și tu în obraj. Dar nu e nimic întâmplător. Dumnezeu știe ce face. De cum e miezul la dovlete, așa e obrazul la fete. Așa e și la tine. Zi-mi un alt număr. Hai. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zi tu, de unde începem să numărăm? De unde vrei tu? De aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aici. Care a fost 8? Care a fost 8? Păi, dragă, care? Asta? Da. Asta. Hai, ridică tu singura. Hai. După cum? Ia uite tu ăsta, parcă te urci prepeleat. Să știi și tu. Deci ăsta e crescut la munte, știe să grămădească pătuiegile cu fân. Da, păi acum nu te tragi tu din neam, din lasă modul de acolo. Așa de unde a învățat lumea să grămădească, da? Deci asta e soarta ta, să știi și tu. Zi un alt număr. 2. 2, da? Bravo! De unde să luăm? 1, 2. Nu, să sărim pe găgă. Bun, deci ea a fost, da, bun. Uite de acolo, 1, 2. Hai, vină cu aici. Te ajutăm noi? Nu, eu am zis, nu. Nu că e, să se duce leacul. Hai, ia să vedem aici ce se ascunde. Mai, ar fi avut un mugur, dar s-a dus. Nu știu să crezi că ăsta-i sterp, aș zice, să nu te măriți cu el. Păi da, că nu face copii, are... sigur că da, ia uite tu, vezi? Dar zice să renunț, să nu le iei de bărbat. Poate mai vine altul, alt număr. 1, da? 1. Ia să vedem. Nimic, am frică. Hai, nu-ți fie frică, că am văzut că de băieți nu te teamă. Hai, ce-i strâmb? Acum, nu știu, ori are piciorul, ori are mințele sucite. Să știi și tu, cred că are mințele sucite. Asta este, nu știu, să știi și tu că după, este să în două luntre. Când cu tine, când cu alta. Așa că... Ai aflat și tu, deci deja știi, nu? Bun, hai, ține acolo. Un alt număr. Păi nu, trei. Trei a mai fost. Cine a avut? Cineva trei. Nu? Cinci, gata. 1, 2, 3, 4, 5. Ia acum. Dar, bun, hai să... De unde numărăm? De unde? De acolo. 1, 2, 3, 4, 5. Hai. Ha!
La, da, cine mai avut băz de chibrite? Te-am spus noi că ia să flăcări pe nas și pe, și pe gură. Da? Ma? Eu sunt amândouă cu aceea. Păi da? Păi da, nu degeaba sunteți voi amândouă. De unde? De la, de la Topești. Păi da, da, am auzit eu acolo. Oricum să cam știe dacă acolo bărbații sunt apuriseți. Sigur că da. Da. Așa, parcă nouă nufu. Hm? Așa-i? Nufu nouă, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ia, hai să mai vină o, o fată mai... Hai, hai să... Iată! Hai, hai, vină cu acea, nu fugi! Nu fugi, vină cu acea, sigur că da, tu stai așa ca hoața acolo, nu vrei să știe fetele ce faci tu. Hai! Ia, hai, ridică strachina. Nu-i nimic. Nu te măriți curând! Da, nu te măriți! Na, păi dacă fugi afară, deci clar, nu se mărită curând! Mai stă? Mai stă sub postavă! Mai, deci, n-a cum să-și stracă de nimic, stai tu sub postavă un an, doi, trei, așa este, sigur că da! Păi da? Bun, acum, nu știu ce număr n-o fi fost, oricum e, e singura! Hai, vină cu acel! Hai și tu, păi da? Hai! Păi da, cum că te ceva mai ajung acolo! Fă-ți loc printre fete, nu știu, hai, te descurci tu, hai. Dacă eu tot mai bun faceți câini, bărbați. Ia uite tu, dacă la Maria, Maria nimeri unul gras ca dovletele, al tău îi amărui ca butuia. Așa să știi și tu, da. E frumos, e sănătos, dar, nu știu, ori e prea nătăjit el, ori nu știu ce se întâmplă, dar hai să vezi tu, hai să vezi tu cum o să vezi și o să ne povestești, nu? Fetelor, să nu uitați, să țineți minte și să-mi spuneți că eu vă întreb cum sunt viitorii voștri bărbați. Ca bățul!